Da, am văzut ponturile oferite de Sabin Pârvan, o să vedem ce ne recomandă și ceilalți membri ai redacției noastre, Ianis Eusebiu, Lucian Crețu, Vlad Arhire. Avem ponturi din fotbal, din hockey, propuse de Bobby Marius, ponturi din handbal, pe care ni le oferă Cătălin Ferraru, și ponturi din tenis, pe care ni le aduce Costin Idelea. Avem alte meciuri chiar, Dragoș, unde te ascultăm, când, ce turneu? Turneele de la Sydney și de la Adelaide în această săptămână sunt pregătite pentru Australian Open și, desigur, începând de luni la Australian Open, primul mare test al sezonului, turneu ce, de la care avem așteptări și pentru jucătoarele din România, așteptări foarte mari, a spune. Deja te-ai setat pe orarul de la antipoz, nu? Da, e dificil din acest punct de vedere, dar sincer să spun, US Open e mai dificil. Circuitul american e ceva mai dificil decât cel australian. Pentru, nu știu, bioritmul... Pentru bioritmul jurnaliștilor sportivi care se... Serios? Da, pentru că aici, într-adevăr, e o tură ceva mai complicată, un slot orar ceva mai complicat de la 2 la 6-7 dimineața. Păi de la 7 dimineața sau de la 11 ziua mi se pare destul de ok. La US Open e ceva mai complicat și se acumulează și mai multă oboseală. Acum forțele sunt proaspete. E ca o echipă de fotbal la început de campionat și situația noastră. Am prins și eu, să spunem, ture pe turnele din Statele Unite la antipoz, nu? Dar te cred pe cuvânt că ești călit în asemenea dueluri, să spunem. Uite, mai sunt și mesaje pe pagina de Facebook. Valentin spune la masculin, probabil o să fie o surpriză dacă nu joacă Djokovic. Paul spune, merge încercat Halep, iar Irina merge pe Barty să câștige. Tot Irina ne-a dat o sugestie la Liverpool Arsenal, ambele marchează și peste 3,5 goluri. Nu uitați și de contul nostru de Telegram, acolo unde aveți live-uri, bilete și ponturi speciale. Noi o să mergem mai departe și o să vorbim de cotele unui meci din Cupa Italiei. Avem confruntarea dintre AC Milan și Genoa.